Ce fac, băieții, și bine ați venit la un nou clip pe canal. Înainte să dăm drumul la distracție, am un anunț foarte important de făcut. Duminică, începând cu ora 13, vă aștept la ultimul gaming marathon al anului. Urmează acolo să facem câteva challenge-uri superbe în FIFA 21 Next Gen pe PS5. De asemenea, o să discutăm puțin și despre cum poți să faci o carieră din gaming. O să vorbim cu un reprezentant de la studioul Amber, o chestie foarte, foarte tare despre care eu cred că mulți dintre voi vă doriți să aflați mai multe. O să avem și giveaway-uri de la Hama, va fi super, super tare, așa că vă aștept duminică începând cu ora 13 aici pe YouTube la un super live. Acum hai să vedem și ce reușim în draftul de astăzi. Suntem neînvinși de ceva timp, nu vreau să covesc cumva și să nu se mai întâmple să câștigăm, însă ăsta e adevărul, de ceva timp am câștigat aproape toate drafturile. Clasicul, nu uita să apeși butonul de like, dacă și tu. Sper că o să avem un draft superb și că o să ne pice ceva super în pachete. Cum ar fi asta? Zic eu că ar fi superb. Haide să plătim cele 15.000 de coins și să vedem sistemul de joc pe care o să-l folosim. Ena, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă, doctore? Ești nebun, o viță a picat o întreagă nebunie. De ce o întreagă nebunie? Deoarece este ceva ce nu am folosit până acum. Adică 5-2-2-1, nu știu ce să zic, nu mă încântă. 3-4-3, nu mă încântă niciun sistem de joc. Poate acest 4-3-3. Hai să mergem pe acest 4-3-3 clasic. Pe capitan Joaquin Hazard, Insigne, Sané și Sterling. Ce facem, mă, băiețe, aici, mă? Ce-i asta, mă? Ăsta e capitanul nostru din draftul ăsta? Pă bune, nu te cred. Hai, mă, Sané. Hai, Sané, să mergem poate pe Bundesliga, dar nu știu ce. E o nebunie totală ce a picat acolo. Oh, te vezi, am crezut că e un car special al lui, dar nu. Holland, pică bine de la Borussia și ei, mă, să ne ducem așa. 88 pace, 82 dribbling. Se întoarce cam greu, dar vedem noi ce facem cu el. Hai, Holland. Ok, pe dreapta, Sancho, Lino, nu intră. Ne intră Messi, Veil, Portu, Di Maria și Veia. Hai să mergem pe Messi pentru că e Messi, dar aș fi așteptat acolo totuși un... stai puțin, mamă, ce ai, bă, băiatule, pic aici numai... nebunie totală, Pogba și el, dar nu am cum să-l bag acolo. Jorginho de Paul Goretzka. KDB, hai cu Goretzka, ia bine pe partea cu Sané. Hai cu Goretzka, Rakitic, Pogba, mă roagă cu Pogba, e ceva cu Pogba aici, fii atent că e ceva cu Pogba. Și așa restul nu prea intră. Mamă, foarte rar vezi așa ceva, doi spanioli de al Atletico Saul și Coquen același player pick. Îl iau pe Pogba asta, cred că e ceva cu el. Deși Saul m-ar ajuta pe partea aia lui Messi. Are și Shadow, mamă, ăștia o steați asemănătoare. Îl iau pe Pogba, e ceva, mi l-a dat de două ori la rând. Suspectez ceva aici, mi l-a dat de două ori la rând. Suspectez degeaba o viță că... Tsimikas, stai mă puțin, că e cu Tsimikas, nu e chiar așa rău. Tsimikas nu e rău. Ia vină Tsimikas încoa, vine și Virgil acum. Și am făcut un hibrid nebunatic. Vine Gabriel cu o chemistry nebun. Și hai să vedem și celălalt mijlocaș central. Rakitic, Ramsey, Khedira, Rabiot și Emre Can. Emre Can, știi ceva? Ia pe bombă, cred că trebuie să scoatem pe Messi de acolo, nu? Cred că trebuie să scoatem pe Messi. Mhm. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, ghete de fotbal, tricouri, mingi și articole lifestyle, argol.com/ro, linkul e în descriere, ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Messi o să iasă și o să vedem noi ce pică acolo. Cuadrado, Mail, Trippier, no inform. Ce avem? Spania, Italia, Anglia, Doherty, 73. Ce să facem noi aici? Greu, greu de zis, băieți. Îl iau pe ăsta pe Anglia că poate facem o apărare engleză, știi? Savage, Zuma pentru chemistry, Fernandinho ar fi pentru chemistry, nu? Hai să luăm pe Fernandinho. Strângem un pic de chem, dar schimba, dacă ar fi după mine, aș schimba fundașii centrali. Boia ta ăsta, ia fi atentul. Băi, ai zis o viță pe Bundesliga? Păi du-te în cap pe Bundesliga. Boia ta 75 pace, nu cred că are acceleration totuși. Te mai care. Ia-l mă pe băiatul. Ia-l mă. Și vedem noi. Hai cu vedem noi cum o facem aici. Hai, dăm Bundesliga.
Sule. Pa, 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 n-are deloc acceleration, da, merge, ia loviță. Haide mă, mă duc pe Bundesliga. Marcelo Mendy. V-am visat ca ce mi-a dat, deși pe golanul de Mendy, francez, și ia puțin chemistry cu Pogba, nu-mi displace deloc din e Marcelo, ia vino cu. Pac, pac, hai, Bundesliga, 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 îmi dă Herrera, Ødegaard. Klassen, Orsic, Nsonzi, Nederlands, Croația, Franța, 1. Nu vreau să schimb, ca să fiu sincer, poate doar pe Super Sub să-mi iau ceva. Dar acolo am mijlocul puternic. Sanson, Strootman, Ferran Torres și Paulinho. Ia vină Sanson, că n-am jucat cu tine. Prea n-am jucat cu tine. O să mă duc să-mi iau și portarul imediat. Sterling, Eden Hazard, Cristiano inform, ești nebun. S-a dus, s-a strigat, bing, gol. Am luat pe Cristiano, mi-am luat și portarul. Îmi dai și mie ceva de pe Bundesliga? Da, bă, m-am umplut. Ai, 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 ai. Nu e nimic de aici? Îmi iau un Premier League, că poate, 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 poate mutăm pe Premier League și stai să-mi iau și portarul de rezervă. Oblak, Burki! Este, mă! Este, mă, a intrat bine Burki. Fii atent. A intrat bine Burki. Acum, trebuie un fundaș dreapta, nu? Rashford, Gosens, Vas, Acuna, Klostermann! Team of the Group Stage sau nu, e Champions League live ăsta. Uai de mine! E tank și cu shadow pe el, stamina, strength, standing tackle, are de toate, ditate. Are de toate, o. Ia uite-l, bă, cum a intrat aici. Pa, 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 golăneală mare de tot. Mare de tot. Am reușit să facem și un chemistry mai bun. Traore, Rodriguez, Alba Sarabia, va fi și Menie. Mă tot roagă cu alt jucător decât cei pe care mi-i doresc eu, adică mi-aș fi dorit să-l văd pe dreapta, un right winger, să-mi-l iau pe Sancho. Dar așa, Menie, cred eu că din punct de vedere al chemistry are ceva pe el, are 77 pace, cred că trebuie să iasă Boiata. De fapt, nu, Boiata rămâne. Doi rămași. Danilo Pereira, da, nu e un player pick senzațional, ba da, mă, este, să vă spun de ce. Dar vezi tu, pentru chemistry este. Dar nu știu dacă vreau să-l scot pe Mendy. Mendy pe apărare e zeu, tată. Nu trece nimic pe acolo, știi? Nolito, Vinicius, am ceva de... Nah, it's all good. E bine așa. Diego Jota, Jota. O să... Hai să-l facem pentru chemistry un pic mai sus, știi? Și după aceea schimbăm ce mai am pe aici. Gabriel, Martinez. Hai să ne facem banca de rezerve. Mendy. Fii atent că poți să-l joci pe Ronaldo, viță. Fii atent că tu poți să faci acum combinații. Poți să-l joci pe Ronaldo, fii atent. Ia uite-l. Pac! Ești nebun la căpățână cum a intrat, bă. Și cred că la el... În cât stă asta acolo? Ah, stă în 3. Painful, dureros. Stă în 3, da, nu-mi place. Nu mi-i piace în 3, Sane. Băia ta, frumos, oricum, full chemistry. Arată foarte bine, un hibrid foarte frumos. Între Bundesliga, Premier League și, să zicem, seria. Avem un jucător și din seria. Să vedem și managerul. Dar care schimbările mele? Hala, ok, ok, avem schimbări interesante. Aici apare Herrera. Hai să vedem managerul. Ha, am un Premier League care mi-ar da... Brazilian, ce lege? Ah, nu mă încântă portughez. Știi ceva? Portughez, mă. Dau lui Cristiano. Cristiano, full chem, 185, un draft foarte, foarte frumos. Ăștia păstrează chemistry dacă fac așa? Da, îmi place mult așa. E foarte faină echipa, să știți, este foarte faină. Avem mijloc de 10 și avem și engine pe Pogba. Emre Can să țină apărarea, să țină mijloc acolo în apărare, dar o să fac o schimbare totuși. Prefer să-l am pe Mendy of Cam în 95 să stăm aici. Prefer să stau în 95 să câștig o schimbare. Mendy peste show. Aici n-am ce să bag altceva, n-am vreun portughez, am nimic ca să-l țin pe Ronaldo. E bine, e bine așa. De fapt era un Gervinho, nu? Ia stai. Dar da, tot l-aș schimba pe Gervinho și stă în 7, nu mă încântă. Diego Jota stă în 10, 83 pace. Și ies după minutul 1, cine iese? Iese Schüle împreună cu...
Diego Jota, nu? Și pe cine bagi o viță? Ai tu jucători să joace acolo? E, era un Messi, era un Messic aici, bun. Și poate Sane pe o parte, cred că asta e. Hai să mergem în primul meci. 3-5-2, nu? Ok. Hai să facem schimbările, să scăm mult pe izolare pe Cristiano Ronaldo. Jota, 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 vino Messi și Sane, am zis, nu, Iesule. Să jucăm așa, bun. Și la tactici aici fiți atenți la instrucțiuni, vreau să vină în atac băieții ăștia. Get forward și Goretzka, vreau get forward. Să o susțin acolo pe Ronaldo, e nevoie, are nevoie de susținere Cristiano acolo. Ronaldo! Băi, cum e Ronaldo ăsta, frate? Cum e Cristiano? Are și Hunter pe el, e zeu, frate. Offside un pic? Ia vezi că nu iese mingea. Vai, ce pasă. O centrez, frate, ia. Vine cineva acolo? Oh, aproape să facem rapid, rapid de tot. 2-0. Oh, m-a prins. O să fie egal. A dat pasă și da, ok, 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 ok. Hai cu șutul! Cristiano! Mamă Dumnezeule, mamă Dumnezeule, cum e Ronaldo ăsta, wow! Ronaldo, căpățâna! Oh, bară transversală din păcate! Ce bine sărise, ce bine sărise acolo! Cristiano, ce ratare mare. Ronaldo. Nu, a doua bară. Nu te cred, nu te cred. Messi de la mare distanță, ce frumos ar fi fost un gol de acolo. Se duce puțin peste poartă. Hai Cristiano, băi, dar a scos portarul ăsta. Nu cred că te-a scos. Așa asta puțin pe lângă, băi, 3-4, mari de tot ocazii de friza asta, mari de tot. Statistic vorbind, măcar dacă ar juca statisticile, adică dacă s-ar pune statisticile și la goluri. A, nu, nu pot să cred. Nu pot să cred, ce-am trăit să văd meciul ăsta, e 2-2 când ar trebui să fie... 7-2, frate. Hai, Ronaldo. Băi, dar ce scum scoate fratele meu portarul ăsta așa ceva? Hai Pogba! Doamne frate, cât ratează ăștia, nu pot să cred!
Hai, Haaland! Oh, iar scoate portarul, bă, băieți, mă! Haide, mă! În final marcăm și noi, hai băieți! Leon Goretzka! Ăla-i mă, Haaland cu golul și știe că a pierdut. Știe că a pierdut. 4-5-1, am văzut Maximin și Jota. Champions League, ok. Hai Haaland! Vai de mine cum e Haaland ăsta, frate. Cum se bagă acolo. Messi cu pasă pentru Ronaldo. Ce-mi place treaba asta. Mamă cât îmi place treaba asta. Prea multe, Oviță, prea multe cu Ronaldo. Mult prea multe acolo, of. Hai Pogba, hai Pogba, bravo! Nu e offside. Nu e offside, nu. A ieșit greșit acolo. 2-0. Finesse shot cu stângul lui Pogba. Ok. Nicio problemă. M-a prins. GG. Da, mă, superb. De la 2-0 pentru mine, asta e. Normal că-mi blocaj, da, n-am ce să zic. Normal că-mi blocaj. Oh, ce ocazie aici! Nu, unde-ați intrat? Unde-ați intrat golanul? Ce frângere dezamăgitoare! Păcat, asta e! Hai totuși să vedem primile. Jumbo Gold, Gold Pack și Gold Pack. Primul pachet, hai să vedem. Cred că a fost fatal acolo jucat cu Haaland ăla, cu Haaland central. 4-3-3, ăsta clasic, un sistem în care te simți uneori blocat. Ai nevoie de jucători super buni în anumite poziții, în special de extreme de calitate. L-am avut pe Ronaldo, dar în mijlocul un pic cam static, așa l-am simțit. Următorul pachet, putea să fie un draft și mai bun, păcat că n-am ținut de minge, dar am avut 2-0 și l-am lăsat să întoarcă partida. Ultimul pachet! Băi, dar îmi dai și mie ceva la draft? Că de 15 drafturi EA Sports nu dai absolut nimic. Asta e, băieți, puțin dezamăgitor că am pierdut în sferturi. Ne vedem în draftul următor, unde ne luăm revanșa, vă pupoviță. Pa, pa!